Să nu uităm, o avem pe Carina și pe Marc, care intră în duelul celor mai savuroase deserturi pentru un loc în semifinală. Frumoasa noastră colegă, Alexandra Gog, rămâi acolo, Alexandra, să-i saluți pe telespectatorii noștri. Alexandra Gog imediat are cuvântul, dar până atunci priviți-o puțin misterioasă cu mască, dar imediat fără mască o vedeți aici. Să mănânci echilibrat e o joacă de copil. Începe împreună porția de mega distracție în bucătărie. Haide! Tricoul stă bine, Marc? Freza? Zâmbetul cu dinți? Asta este. Și ochii scântăietori. Bun găsit tuturor! Începe bătălia deserturilor. Astăzi, doi copii talentați în bucătărie se întrec pentru un loc în semifinală. Așa cum v-am obișnuit, am nevoie de ajutoare, de un profesionist și de un pofticios ca mine, Simona Pope și Gabi Costin. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Ne aflăm astăzi la Kids Chef Academy, aici unde doi copilași talentați, așa cum spuneam mai devreme, ne vor găti ceva delicios. Nu știu cum sunteți voi, dar eu m-am trezit cu poftă de dulce astăzi. Și noi, cu siguranță. Cu siguranță, de-abia așteptăm să vedem ce vor face. I-am auzit, se pare că sunt pregătiți, îmi fac semne așa că sunt cu ochii pe noi, dar și noi pe voi. Haideți să-i cunoaștem puțin. Așa cum știți, Mega Image susține un stil de viață sănătos și ne oferă mega distracție. Așa că astăzi copii ne vom distra, nu? Da. O avem aici pe Carina și pe Marc. Bună, sunt Carina, am 8 ani. Cel mai mult îmi place să gătesc și stau în bucătărie foarte mult, dar tata și fratele meu nu mă lasă în bucătărie. Deci nici eu nu mai apuc să intru în bucătărie din cauza fratelui, din cauza lui David, pentru că deja mă ceartă. Deci este șef în bucătărie. Carina, ce ne pregătești astăzi? Clătite cu banane și miere. Delicios, sună foarte bine. Iar tu, Marc? Brioșe cu ciocolată și afine. Bună, numele meu este Marc și am 8 ani și gătesc de la 4 ani. Îmi place să gătesc cel mai mult pizza. Și în afară de pizza, ce mai faci? Nimic. Sunteți pregătiți? Da. Da. Știți că aveți doar 40 de minute la dispoziție? E foarte ușor pentru mine. Pentru mine, nu știu. Și vreți să mai pun puțină presiune? Știți că părinții voștri acum se uită la voi și vor vedea în timp real tot ce faceți? Uh-huh. Știți? Da. Și nu, parcă nu te iau așa puțin emoțiile? Ba da. Pe mine nu. Pe tine nu. Bun, atunci eu zic să începem. Haide, dați mânuțele. O să fie bine, da? Da. 3, 2, 1, start! 40 de minute, da? Da. Haideți că trebuie să vă și grăbiți acum, nu o să faceți cum faceți de obicei acasă, așa, în ritmul vostru. Bravo, mami! Da, ia spune, ce facem aici? Eu fac aici, mai întâi eu mixez zahărul cu untul. 5 minute până să fac un lichid. Asta voiam să întreb, ai fost atent la ceas? 5 minute? Da. A, tu de asta te uitai în spate, te uitai la ceasul de pe cuptor. Bravo, bravo. Ia spune-mi, Carina, ce facem acum? Punem ouăle. Așa. Și amestecăm maxim 3-4 minute. Grea rețetă. Deci grea rețetă. Nu e grea, pentru mine nu e grea. Bine, vă las aici să lucrați, da? Multă baftă! Hei, bună ziua! Ce faceți voi aici? Clătite, eu fac clătite cu banane și miere. Da? Acum și... trebuie să aștept foarte mult. Și tu, Marc, faci niște brioșe? Da! Mai băgăm un ou? Da! Asta este ou de struț sau ce fel de ou este? Ou de găină. Ou de găină? L-ai făcut tu? Ce? Ou de găină? Wow, era foarte. Wow, wow, yeah, yeah. Ce este aia? De la ou. Combinat. De la ou? Da. Este un muc de la ou. Ce tare. Și ce faci cu el? Vreau să-l dau jos. Lasă, că oricum intră. Dacă vrei, poți să mai mărești viteza. Acum te pot și încurca dacă este. Eu, unul care nu sunt bucătar, pot să zic... Acum combin cu făina. Exact, o idee foarte bună. Avem o problemă aici. Ena. Domnul trebuie să citească și nu știe și are nevoie de un cititor. Am înțeles.
se pleacă din punctul A. Dacă un tren pleacă din punctul A și are vit A, de fapt nu, tu vrei să citesc asta sau așa în general? Da, acum trebuie să știu ce trebuie să fac. Așa, mami, hai. Copii, cum merge treaba? Mai avem 25 de minute, să știți. Pe bune, de ce nu puteți să măriți minutele? Pentru că așa este concursul, 40 de minute avem fiecare, da? Pentru gătit. Eu trebuie să pun această esență de vanilie. Dar arată cum trebuie să arate? Da. Da? Ești sigur 100%? Așa cred că da. Oare ce zice mami acum că te vede? Hai, Marc, hai, Marc! Cred că ai greșit. Așa spune? Cred că ai greșit? Eu cred că e foarte mândră de tine, să știi. Vă distrați? Da! Perfect, pentru că Mega Image ne oferă mega distracții și, așa cum știți cu toții, susține și un stil de viață sănătos. Hai, Marc, pune ciocolata. Care-i vibe-ul? Cum merge treaba? Bine, bine. Bine, eu bine. Sper să am ce juriză. Pare că va fi o jurizare 1-1. Eu unul singur, sincer, îmi fac griji datorită părului tău, pentru că codițele tale sunt foarte faine, dar mi se nu se prindă în mixer. Așa că le voi face o codiță deasupra, pentru că ești aproape să-ți intre părul în mixer. Hai, Marc, pune ciocolata. Marc, tot în regulă? Da, da. A trecut testul ciocolata asta? Te întreb, pentru că eu unul sunt, nu știu dacă sunt sigur că... neagră. Îți place această ciocolată? Da. Nimic nu se pierde, totul se conservă. Conservă. Uite ce îmi spune mie această lămâie, că mai avem 15 minute. Deci, 15 minute ca să aibă timp toată lumea să termine treaba. E bună? Da. Bun. Lasă-o că o să o mâncăm cât timp se coc. Hai că vedem noi, vorbim. Urcă tot materialul în tavă, că nu o să mai ai timp să le coci. Eu am dispărut de aici. Pa! Pa! Să vezi că te vezi în cameră. E bun. Dacă vreți brioși așa de vârstă, vă fac 20. Mai mult, 2. Mai puțin, 12. Cam 12. Ce mai brioșe o să fac? Te-a ajutat, Gabi, să faci brioșele astea? Ce? De unde știi că nu? Te-a ajutat sau nu? Nu m-a ajutat. Le-ai făcut singur? Da. Există un mit cum că prima clătită întotdeauna o mănâncă bucătarul. Da. Nu? Da. Marc, cred că s-a descurcat bine până acum, adică sunt convinsă că s-a descurcat bine și o să iasă niște brioșe excelente. A intrat un bărbat în bucătărie. Mai fă dezrastul, te rog. Da, hai că nu mai știu care dintre noi doi are 8 ani, din noi 3, din noi 4. Doamne, iartă-mă. Bravo! Iartă-mă, chiar n-am vrut. Știu 10 minute mai e. Cuptorul ți s-a încins la cât ai nevoie? 80. Stai cum. 180. Hai, 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 hai. O să folosești și o șervețelul ăsta? Aia e clătită. Aia e clătită? Marc. Metoda ta de a face curățenie este absolut incredibilă. Eu zic că este foarte bună. Da. N-a existat ceva din vreo materie primă să nu fie degustată. Ăsta, nu știu ce faci cu el. Ăla lingi eu. Lingi tu, am înțeles. Metoda cea mai sănătoasă. Copii, faceți asta acasă. Ce e de bandada asta? Mai avem atât de puțin timp. Ia uite ce e aici. Marc, astea sunt pentru tine ca să-ți pui brioșele, da? Da. Tu, Carina? Cum stai? Bine. Ies clătitele? Da, foarte exact bine. Cum le faci acasă? Ai gustat? Da, sunt bune. Marc, dar te-ai gândit la cum îți așezi în farfurie? Cum nu ai un decor anume? Nu te-ai gândit la ceva? Da, dar n-am alte ingrediente. Afinele le-a mâncat Gabi pe toate? Da. Și a luat-o cine l-a mâncat pe toate? Gabi, am auzit că ai mâncat tot aluatul. Domnul a luat, domnul a dat. Domnul a dat, domnul a luat. Gabi mie mi-a furat niște căpșuni și o clătită. Și îi fura și lui Marc niște coacă, zice așa. Să știi că ți se vede fundul. Copii, mai avem 3 minute, să știți. Scoatem brioșele? Vrei să te ajut? Nu. Ne ardem cu abur de la cuptor.
Scoți întâi ușor. Așa, și acum cu două mânuțe dintr-o parte și din alta, ușor, iei. Perfect, bravo. Le las un pic la răg și m-am murdărit. Nu are nimic. Arată bine, ești mulțumit? Da. Dar văd că ești foarte pofticios. Nu te poți abține să nu mugi puțin din toate. Eu cred că tu poftești un pic la ceva de aici de pe masa Carinei, nu? Nu. Ești sigur? Bine. Vreau să fac așa un zâmbet la pinguini. Din ce? Dar n-am destul de brioșe. Cum nu ai destul de brioșe? Că ai făcut o grămadă de brioșe. La fiecare are 4, deci 20 minus 4, deci 2, 4. Cât e 20 minus 4? 8. Și dacă mai scad aici încă una. Așa. Ia, hai să vedem, numai cu degetele. Nu mai pot, că va fi prea dulci. Deci câte trebuie? Ai făcut calculul și cam câte ar trebui pe farfurie? La una ai toate astea, fac 20. 20. Și n-avem 20. Avem 20, dar nu puteți să vedeți pe toate, pentru că încă... Carina, te-a dat o farfurie? Uh-huh. Superb, arată foarte bine. Ești mulțumită de farfuria ta? Uh-huh. Crezi că te va duce în semifinală? Bravo! Ai făcut doi ochi, o gură și un zâmbet. Acum un am nas. Observat. Vezi? Doi ochi, un nas și o gură. Ai cu pinguin a făcut. Dar ăsta face cu ochiul sau ce s-a întâmplat cu ochiul lui? Vezi că este un pic închis așa, nu prea e... Da. Așa vrei tu, așa vrea artistul, nu comentăm. Carina, ești gata? E gata. Sus mânuțele, gata? Sunteți da. Ok? A spus tot ce trebuie? Tarea ta. Mulțumesc. Sunteți da, pregătiți să mergem în fața juriului acum? Da. Eu cred că obiușul meu a ieșit bine. Cred că eu o voi duce mai departe. A fost o experiență foarte dulce. Cred că amândoi am meritat să mergem mai departe. Dar trebuie să treacă doar unul și atunci cred că eu, că îmi place farfuria mea foarte mult. Carina, ești prima care va merge în fața juriului cu farfuriile tale. Vrei să te ajut cu smoothie-urile? Da. Pentru că văd că ai și o sertire specială. Și asta pentru cel mai pofticios și asta pentru... Mulțumim foarte mult. Tu erai cel mai pofticios. Eu eram cel mai pofticios. Carina, ce ne poți spune despre farfuria ta? În farfurie sunt clătite. Am pus miere, după am înrulat cu o banană, am tăiat-o și am pus ciocolată cu nuci și miere. Tu ai gustat? Da. Și este bun? Da. Să vedem. Mie mi se pare că este bun. Voi gusta întâi din clătită. Îmi place cel mai mult de Simona pentru că îmi plac hainele ei și cum vorbește, ca un șef. Adevărat. Da, îmi place textura clătitei. Nu este nici uscată, nu e nici prea umedă. E clătită mișto. Are gustul ăsta de ou și smoothie. Vreau să văd această combinație. Mai dau o dublă. Ești sigur? Simona, tu ce părere ai? Este un plating frumos. Mi-ar fi plăcut, poate, data viitoare, să te gândești, să pui un pic de miere și în smoothie. Ok, mulțumim. Vai, ne și strânge farfuriile. O dulceață de copil. Mulțumim. Ce ne poți spune despre farfuria ta? Nu se pare că farfuria mea mi-a ieșit cum trebuie. Ce înseamnă că ți-a ieșit cum trebuie? Înseamnă că a ieșit foarte bine. Ce înseamnă că a ieșit foarte bine? Bine, adică foarte bună. Foarte bună înseamnă gust, dar ai mâncat din brioșe?
Ora, da. Da? Și cum ți se par? Foarte bune. Brioșa este coaptă, miroase foarte bine. Se simte mirosul de ciocolată. Am pus sare foarte mult. Ce ai pus? Am pus sare. Sare? Pentru ce ai pus sare? Ca să? Ca să are gust ciocolata. Să-i potențeze gustul. Am înțeles, am înțeles. Eram doar curios ca să știu și eu când fac acasă. Și ce mi-ar fi plăcut să simt în farfuria ta? Un sos. Păi n-am avut sosul. Păi asta ar fi trebuit. Pentru că brioșa este gustoasă, dar este un pic înnecăcioasă. Dar este o brioșă foarte gustoasă, da. Va trebui să luăm o decizie. Unul se va califica și va merge în semifinală. Și unul va fi câștigătorul unui premiu foarte frumos. Copii, așa cum spunea Gabi, de aici nu pleacă nimeni supărat. Noi avem un premiu pentru cel care nu trece în semifinală, iar acel premiu este un super premiu, este chiar aici în fața voastră. Este un hoverboard oferit de Mega Image pentru că ei susțin Mega Distracția și stilul de viață sănătos. Am văzut că sunteți pasionați de smoothie-uri, de sucuri, de fructe. Aici avem o cană specială, un smoothie maker cu baterii. Pur și simplu, el băgați fructele aici și vă faceți un smoothie oriunde vă aflați. Nu trebuie să fiți neapărat acasă. Astăzi a fost foarte greu să hotărâm cine câștigă. Aveam o farfurie foarte frumoasă și gustoasă și o farfurie foarte, foarte gustoasă, dar nu avea un plating deosebit. Și ne-a pus în dificultate. Brioșele sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Brioșa este genială. E foarte bună. Auziți? Gata. Haideți să facem așa. Ne este foarte greu să vă spunem. Sunteți amândoi foarte buni. Foarte bun. Duc la baie. Te duci la baie? Du-te la baie și până te întorci de la baie, promit că îți dăm și noi cu o decizie. Farfuria care câștigă este farfuria Carina sau Marc? Asta este întrebarea. Cine intră în semifinală? Clătitele cu banane și miere sau brioșa cu afine? Este întrebarea. Să știți că am făcut și noi pronosticuri aici. Unii preferă bananele, unii afinele. Ei bine, tensiunea este maximă, emoțiile sunt mari, iar colega noastră, privice, este aici, Alexandra Gog, v-am spus, stă cu Jador și povestesc pentru că el vine imediat la sosurile picante. Alexandra știe, dar n-a vrut să ne spună. Ne-a zis, bă, știți ce? Uitați-vă acolo și vedeți cine merge în semifinală. Așa că hai să ne uităm. A venit Marc? Gata! Vreau să știți că a fost o decizie foarte grea și am luat în calcul nu numai gustul final, ci și aspectul farfuriei, modul în care ați lucrat, modul în care v-ați desfășurat activitatea pe parcursul concursului. Așadar, farfuria care câștigă este farfuria Carinei. Bravo, Marc, ai avut o brioșă excepțional de gustoasă, dar ingredientele tale au fost, nu că ale Carinei, nu au fost, aia, folosim niște ingrediente foarte bune, nu te-ai zgârcit la ciocolată, mi-ai dat și mie, ai dat și brioșelor, ai folosit niște, cum se cheamă fructele astea? Afine. Așa, afine, și așa sunt, fine. Bravo! Pe viitor, dacă lucrezi un pic mai mult la plating, succesul este garantat. Și să fii organizat. Curatul nu contează. În bucătărie până termin. Pe Carina Grama o revedem în semifinală. Marc, vei pleca de aici cu un super hoverboard și cu acel smoothie maker. Și mult succes în continuare, iar noi ne vedem în episodul următor. Am câștigat! Bravo, fătiță! Nivelul competiției a crescut, produsele sunt din ce în ce mai bune, chiar abia aștept să văd ce urmează. Ce faci, mă? Cum a fost? Bine. Ai câștigat? Nu. Lasă-mă, e data viitoare. Ce ai făcut greșit? N-am organizat, n-am făcut bine. Ce n-ai făcut bine, mami? N-am organizat, nu știu cum să spune. N-ai organizat? Bine. Bine, da? N-ai făcut platingul sau ce?
Da, ai și bune brioșele? Da. Da? Asta e important. Te-ai distrat? Da. Bine, mami. Lasă că data viitoare o să fie mai bine. Da? Da. Hai, bravo. Porția de mega distracție în bucătărie v-a fost oferită de Mega Image și Nutri-Score. Foarte frumos, oameni buni. Așadar, am aflat cine merge mai departe în semifinală.